Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de duminică 22 noiembrie. În această etalare o să scot 3 cărți din acest set de tarot iluminat care combină energia cărților simple de joc cu cea a cărților de tarot. O să scot o carte pentru energia generală de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră și investiții financiare. Iar la final o să scot pentru voi un card de înțelepciune din acest set de 64 de carduri de Louise Hay. Hai să-l punem deoparte deocamdată. Bun. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Toate like-urile, share-urile și comentariile voastre mă motivează să creez cât mai mult conținut de calitate pentru voi în fiecare zi. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari! Bun, nu uitați că aceasta este o etalare generală. O să scot 3 cărți, una pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani și situație financiară. Dar etalarea este una generală. Luați din ea doar acele lucruri care se aplică pentru voi și ignorați restul. Dacă nu rezonați cu mesajul, nu este pentru voi. Eu nu cred că viitorul este bătut în cuie, eu nu prezic viitorul. Cred că viitorul îl facem fiecare dintre noi zilnic prin alegerile pe care le facem. Eu doar vă dau o hartă astfel încât să puteți lua decizii informate și să știți care sunt riscurile și oportunitățile fiecarei zile. Bun! La mulți ani tuturor celor născuți azi, hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru situație financiară. Pentru duminică 22 noiembrie, în dragoste, avem regele de monede, o carte de generozitate, de bucurie, de stabilitate emoțională, dar și de stabilitate financiară. Azi e o zi bună să petreceți timp împreună cu persoana iubită în natură, dacă puteți să ieșiți în aer liber, să faceți drumeții, plimbări sau să lucrați în grădină, să aveți contact tactil cu mediul natural. Da, știu că vremea e cam urâtă, e cam nasoală, s-ar putea să nu vă permită tuturor, dar măcar câteva minute de timp petrecut în aer liber v-ar face foarte mult bine. Pentru cei care nu sunteți într-o relație, această carte ne arată potențialul de a întâlni o persoană foarte stabilă, s-ar putea să fie o persoană mai matură, mai în vârstă decât voi sau cu mai multă experiență de viață. Dacă această persoană se mișcă greu sau vi se pare că nu are suficientă inițiativă, rețineți că această viteză scăzută nu vine neapărat din lipsa de dorință de a interacționa cu voi, ci vine din faptul că această persoană a trecut deja prin viață, a avut niște experiențe și nu vrea să se mai ardă încă o dată. Dar puteți să fiți siguri că orice ofertă de dragoste vine către voi astăzi va fi una foarte stabilă. Se va mișca încet, foarte încet, chiar viteza melcului, dar are șanse să fie o relație foarte stabilă, o relație pe termen lung. Hai să vedem în sănătate. Treiul de bâte. Pentru cei care activați într-un domeniu de sănătate, dar lucrați în domeniul sănătății, că sunteți asistentă medicală, medici sau lucrați la farmacie sau sunteți distribuitori de produse farmaceutice, e posibil să aveți anumite succese în afaceri astăzi. Pentru restul, azi veți vedea rezultatele efortului depus de voi în ultima vreme. Dacă ați ținut o dietă, astăzi încep să se vadă rezultatele acestei diete. Dacă ați început să faceți sport, azi încep să se vadă rezultatele acestei activități depuse în trecut. O zi foarte bună, mai ales pentru zodiile de foc, pentru berbeci, lei și săgetători, dar mare atenție pentru toate zodiile la posibile inflamații, lovituri sau tăieturi. Aveți grijă în partea asta. Bun, și hai să vedem pe situație financiară, carieră, bani, finanțe. Aici avem o carte foarte interesantă care combină în ea simbolismul arcanei majore, spânzuratul, cu cel al arcanei minore, doiul de săbii. Mesajul acestei cărți este că
succesul în afaceri sau succesul vostru financiar poate fi obținut doar prin autodisciplină. Dacă vă doriți să adunați bani, nu știu, spre exemplu să vă cumpărați o mașină sau o locuință, e foarte important să arătați autodisciplină, să vă impuneți să puneți deoparte o anumită sumă în fiecare lună și să vă țineți de acest target. De asemenea, această carte ne arată că e important să nu lăsați ca lucrurile din jurul vostru să vă distragă atenția de la țelul vostru final. Nu vă lăsați distrași de toate reclamele acelea la pantofi sau la haine sau la parfumuri care vă apar implicit pe telefon sau pe laptop. Toate acestea sunt cheltuieli care nu sunt necesare pentru voi la momentul actual. Voi acum aveți un anumit target, aveți anumite țeluri pe care vreți să le îndepliniți și este foarte important să fiți disciplinați și să nu vă lăsați distrași de diverse cheltuieli care nu sunt necesare pentru voi la momentul actual. Dacă lucrați astăzi, cu toate că mai puțin dintre voi s-ar putea să fie la muncă duminica, e foarte important iarăși să nu vă lăsați distras atenția, să vă concentrați pe acele lucruri pe care trebuie să le îndepliniți astăzi, astfel încât să puteți să ieșiți de la lucru cât mai repede. Bun, și acum hai să vedem un mesaj de la cardurile de înțelepciune pentru duminică 22 noiembrie. Sunt propriul meu sine unic. Fiecare este unic și diferit. Dacă suntem la fel ca ceilalți oameni, înseamnă că nu ne exprimăm individualitatea. Mesaj foarte frumos, care vă îndeamnă la creativitate, la curaj în a vă afirma adevărata voastră personalitate, adevăratele voastre gusturi și preferințe. Nu are rost să fiți ca toți ceilalți, pentru că atunci ar fi viața foarte monotonă, dacă toți am fi la fel și nimeni nu ar ieși în evidență. Vă doresc să aveți o duminică plăcută și ne vedem mâine. Pa, pa!